Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați invitați! Iată-ne în sala multimedia Muzeului Județean Ștefan cel Mare Vaslui, la deschiderea unei noi expoziții, a unei expoziții intitulate Credință și spiritualitate în formă și culoare, o expoziție de artă, de artă sacră, și cum mai sunt 3 zile până la prima mare sărbătoare din sărbătoarea pascală, Duminica Florilor, când totul ar trebui să fie înflorit. Din păcate, vremea de afară ne contrazice și ne incită imaginația și mi se pare că am sărbătorit Crăciunul și nu sărbătoarea Paștelor. În spiritul unei tradiții a Muzeului Județean Ștefan cel Mare Vaslui, deschidem o nouă expoziție de artă sacră dedicată cele mai importante sărbători din credința și spiritualitatea poporului român, Sfintele Sărbători de Paște. O expoziție în care lemnul, sticla, uleiul și tempera reînvie sau învie personaje biblice, sfinții, arhanghelii, chipul răstignit al lui Iisus Hristos, Domnul nostru, o serie de teme spirituale înviorate de măestrie și talentul celor doi artiști. Sculptura în lemn, pictura pe sticlă, reînvie aceste personaje biblice și ne cheamă la reflexie, ne cheamă la taina spirituală a răstignirii Domnului Iisus Hristos. Până la urmă, nu face altceva decât această expoziție să ne aducă aminte de cea mai importantă săptămână din ciclul pascal, din ciclul postului, săptămâna patimilor, în care fiecare dintre noi încercăm să suplinim acea trilaterală a postului, abstinența la mâncare, abstinența spirituală, mentală și, bineînțeles, abstinența carnală. Fără a fi prea filozofic, aș vrea să permite să prezint în primul rând pe cei pe care îi avem lângă noi, părintele protopop Brăza Adrian Chervasă, care știe să ne explice mai bine simbolistica acestei sărbători și, bineînțeles, cei doi autori, cei care prin talent și mănăstrie ne pun la dispoziție credința și spiritualitatea românească în formă și culoare, profesor Iulian Silviu Crăciun și domnul Mircea Scântei. Vă rog să scuzați emoțiile și, bineînțeles, colegul meu, muzeograf Marian Antoniu, cel care a facilitat etalarea pe simeza serii multimedia Muzeului Județean această frumoasă expoziție de artă sacră. Înainte de orice, voi da cuvântul părintelui protopop spre a ne sfătui pentru ultima săptămână a postului, spre a ne îndrituri în a fi mai spiritual, mai bun și în comunune cu credința și cu spiritualitatea ortodoxă românească. Părinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult conducerii Muzeului Județeanul Vaslui pentru că mi-a adresat invitația de a fi prezent aici. Mulțumesc dumneavoastră că sunteți prezenți și sunteți dispuși să ne ascultați și în primul rând să vedeți operele de artă care ne sunt puse înainte spre multă reflexie și în același timp apreciere. Da, este intitulat foarte frumos evenimentul de astăzi, Credință și spiritualitate. Cum nu se putea mai bine? Când vorbim de genericul spiritualitate, ne gândim la tot ceea ce ține de sufletul nostru, la tot ceea ce ține de ceea ce este în afara, să spunem, vieții consumeriste pe care o ducem noi în fiecare zi. Dar când vorbim despre credință,
să spunem, punem punctul pe i, cum se zice, deoarece credința trebuie să fie văzută și trebuie să fie definită în viața noastră ca o relație personală cu Dumnezeu. Credința nu trebuie să fie o înșiruire, doar o înșiruire de valori morale. Credința nu trebuie să fie doar faptul că noi avem impresia că știm anumite lucruri despre Dumnezeu, despre biserică. Credința nici nu trebuie văzută ca fiind un ok din partea noastră pe care îl dăm lui Doamne, Doamne, și să-i spunem, Doamne, noi știm că Tu existi, ești acolo, noi aici, nu ne încurci cu ceva, pentru că și noi suntem cuminți. Credința nu este așa ceva, credința este și trebuie văzută, cum am zis, ca o relație personală cu Hristos și în felul acesta cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu, atunci când a rânduit să vină să se aplece asupra problemei în care omul era, și anume faptul că a pierdut frumusețea și dulceața raiului, nu a făcut-o doar într-un mod declarativ, adică să apară undeva și să ne spună că, știți, eu m-am gândit de astăzi înainte să vă iert și lucrurile s-au rezolvat cu privire la criza păcatului. Nu. Și Dumnezeu a lucrat într-o formă foarte concretă, vine în istoria lumii acesteia și în viața omului și ia firea umană pe care o purtăm fiecare dintre noi astăzi, a primit toate durerile și supliciile crucii, răceala și întunericul mormântului, moartea mai întâi, ca apoi să ne arate lumina și slava învierii. De aceea se cere din partea noastră răspuns la această atitudine foarte concretă din partea lui Dumnezeu atunci când a fost nevoie sau când s-a pus problema scăpării noastre de o sândă veșnică a iadului, atunci când s-a pus problema de faptul că raiul era închis datorită păcatului strămoșesc și omul nu putea să aibă acces în rai datorită acestui lucru. Deci Dumnezeu se manifestă într-o formă foarte, foarte concretă, dând dovadă de iubire jertfelnică, cum nu mai putem găsi în altă parte. De aceea am zis că este foarte bine intitulat evenimentul de astăzi, Credință și Spiritualitate. Adică în acest spațiu generic al spiritualității trebuie să găsim credința ca o relație personală cu Hristos. Deoarece în Hristos noi avem șansa să trecem prin mormânt ca printr-o ușă spre cele veșnice. Da, așa după cum sărbătoarea Crăciunului este sărbătorită în anumite zone ale lumii fără zăpadă, în ultimii ani cam și pe la noi, iată că și învierea poate fi trăită, cinstită și sărbătorită din plin cu zăpadă. Dar bine, mai sunt câteva zile și sperăm până atunci să fie chiar frumusețea primăverii. Este mare lucru faptul că dumneavoastră astăzi, atât cei doi artiști, cât și muzeul și toți cei care v-ați ocupat ca evenimentul să decurgă așa și astăzi aici, cât și prezența dumneavoastră, înseamnă mare lucru pentru ceea ce înseamnă zilele acestea, adică sunt ultimele zile de post, ultimele zile în care încercăm să luăm aminte la faptul că Hristos a pătimit, a murit și a înviat pentru fiecare dintre noi. Atât la modul general pentru toată lumea, dar ne are în parte pe fiecare, ne are în atenție pe fiecare dintre noi, deoarece v-am zis, credința trebuie să fie descoperită ca o relație personală cu Hristos. Deci o relație personală cu cineva înseamnă să-L cunoști pe acel
cineva. Iar în sensul acesta ne spune un sfânt foarte, foarte clar și, și grăitor, zic eu, în acest sens, să nu creadă cineva că dacă nu l-a găsit pe Dumnezeu pe pământ, îl va găsi în ceruri. Deci întâlnirea cu Dumnezeu este aici, pe pământ, în viața aceasta, și așa cum am zis, trebuie să fie o relație. Este mare lucru că, iată, prin icoană, fie că este pictată sau sculptată, omul își poate aduce, să spunem, jertfa sa, își poate arăta credința sa, își poate arăta atenția sa față de ceea ce înseamnă ceea ce am spus până acum, anume relația cu Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare, în acest sens, zice că ceea ce poate să transmită cuvântul prin auz, transmite icoana prin formă și imagine. De aceea icoana a mai fost numită și Biblia neștiutorului de carte. Să știți că icoana are la bază cinstire icoane, pentru că ea se bucură de o cinstire deosebită în biserica noastră și ea face parte din credința noastră. De aceea și prima duminică din postul mare este dedicată cinstirii sfintelor icoane. Pentru că foarte multe atacuri au fost în istorie la adresa icoanei, pentru că se viza de fapt persoana Mântuitorului Hristos. Pentru că icoana, cinstirea icoanei și folosirea icoanei în cultul nostru are la bază faptul că Mântuitorul a luat fire umană, chip de om. Așa cum vedem, arătându-se în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetul 14. Deci temeiul dogmatic și scripturistic pentru cinstirea icoanei este faptul că Mântuitorul vine în istoria lumii acesteia și vine să recupereze firea umană, luând această fire umană și purtând firea umană pe care și noi o purtăm astăzi. După aceea, noi cinstim icoana și nu suntem în dezacord cu celelalte versete din Scriptură și cu celelalte lucruri amintite în Scriptură, acolo unde se spune că nu trebuie să te închini idolilor. Cinstim icoana bine știind și luând în calcul ceea ce s-a spus în Vechiul Testament în acest sens, dar noi știm că ceea ce zugrăvește icoana este ceea ce istoria atestă ca fiind ceva care a fost în lumea aceasta. Adică Mântuitorul Hristos, așa cum am zis, este atestat de istorie, este atestat ca persoană istorică în lumea aceasta. Sfântul Vasile cel Mare, că l-am văzut undeva pe aici în icoană, sau Sfânta Parascheva, sau oricare alt sfânt, sunt persoane atestate de istorie și sunt persoane prin care mai întâi de toate Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu le-a cinstit și ca urmare a lucrării lui Dumnezeu în mod deosebit în viața acestor persoane, biserica cinstește folosind chipul lor ca icoană. Icoana ne ajută să ne apropiem mult mai mult de Dumnezeu atunci când noi ne rugăm. Așa cum am zis, citatul acesta din Sfântul Vasile cel Mare, ceea ce poate să transmită cuvântul prin auz, la fel transmite icoana prin formă și culoare. De aceea, pentru noi, Dumnezeu este o realitate personală și vie, este Cel care iubește și se lasă iubit și formele acestea de apropiere foarte multă, apropiere multă de noi, prin care noi ne străduim să ne-L apropiem pe Dumnezeu, să ne-L facem foarte aproape, intim vieții noastre pe Dumnezeu, cum este icoana, de exemplu, sunt cele care izvoresc din credința omului care trebuie, insist, văzută ca o relație
personală cu Dumnezeu. Pentru cei doi artiști aș spune câteva lucruri, și anume faptul că este mare lucru să-ți cultivi un dar pe care Dumnezeu ți l-a dat. Vedeți, noi, fiecare dintre noi, avem câte un dar în viața noastră, fiecare știm și putem să facem ceva prin care îl putem bucura pe cel de lângă noi sau pe ceilalți. Că nu toți putem face, de exemplu, un proiect de biserică sau de casă. Nu toți putem face o icoană ca aceasta. Nu toți putem să fim cei care facem un proiect pentru podul peste Dunăre. Nu putem toți face toate lucrurile care le vedem în lumea aceasta. Dar fiecare are un dar al lui. Nu toți putem compune o poezie care să stoarcă lacrimi chiar. De aceea, noi suntem ca o plasă de zale, așa știți? Și fiecare zală are locul ei, rostul ei, valoarea ei. Și fiecare zală din această plasă ține ca lucrurile să fie, să spunem, în forma cea mai firească posibil. Apreciez foarte mult faptul că artiștii, iată, se preocupă ca în aceste zile în care creștinul este chemat să, cum spunea Domnul, să mănânce mai puțin prin post, este chemat să facă apel la această măsură pe care Dumnezeu a pus-o în viața noastră, măsură prin care consumăm tot ceea ce înseamnă lumea aceasta, frumosul și plăcerea din ea. Deoarece tot ceea ce văd ochii noștri nu este pentru altcineva, este pentru noi. Totul este pentru noi. Important este să înțelegem că acest tot are lângă el, pusă de Dumnezeu, măsura prin care noi, ținând cont de ea, consumăm frumusețea, dulceața, plăcerea din lumea aceasta, fără să ne facă rău. Când noi uităm de măsură, adică postul în orice aspect al vieții noastre. Aceasta este măsura. Postul în orice aspect din viața noastră. Când noi uităm de măsură, exact ca atunci când mănânci, când vrei să consumi peste măsură. Adică ți se face rău. La fel se întâmplă cu orice capitol din viața noastră. Când uităm de măsură, ni se face rău. Da. În aceste zile, când creștinul este chemat să se străduiască, să-și șlefuiască, să spunem, sufletul mai mult, să-și șlefuiască viața chiar, prin modul de a se raporta la cei din jurul său, zile în care, cum am zis, suntem chemați să ne gândim foarte serios că Mântuitorul Hristos a pătimit, a murit, dar a și înviat pentru fiecare dintre noi și pentru toți la oaltă. Iată, vin artiștii cu darul lor și contribuie, să spunem, la înlesnirea acestei stări care ne ajută să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu. Adică contribuie la, așa cum am zis, la a face din credință o relație personală cu Dumnezeu. Este mare lucru. Deci, fiecare trebuie să ne facem treaba acolo unde suntem. Și în felul acesta, cu siguranță, vom fi bine și noi și va fi bine și în jurul nostru. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că am fost poftit la acest eveniment. Îi felicit din suflet pe cei doi artiști și mă rog ca Dumnezeu să le răsplătească darul, să le răsplătească dragostea de a cultiva frumosul, și frumosul acesta care îl ajută pe om să revină cât mai aproape sau chiar în matca firească a vieții lui, și de ce nu să le înmulțească Dumnezeu darul, talentul pe care, iată, îl aduc în fața noastră. Vă felicit pe dumneavoastră pentru că ați ales să veniți, să căutați, de fapt, frumosul și să fiți prezenți aici. Și
vă îndemn și vă rog să aprofundați cât mai mult lucrul acesta, să înțelegem că nu trebuie să rămâne credința o formă matematică a unor sau înșiruirea unor valori morale, așa, sau să contabilizăm anumite lucruri, că am făcut ceva și încă ceva și de data aceasta sunt bine în relația cu Dumnezeu, ci trebuie să ne străduim să ne apropiem de Dumnezeu în forma cea mai concretă posibil. Și anume să fim prezenți la liturghie, liturghie care de fapt înseamnă prin Sfânta Taina Împărtășaniei, care este în centrul ei, actualizarea jertfei și învierii Mântuitorului Hristos. Doamne ajută și Dumnezeu să vă bucure cum știe El mai bine pe fiecare parte. Mulțumesc, Doamne ajută! Mulțumim, Părintele Protopop, pentru frumoasele cuvinte. Până la urmă, suma de tablou și de icoane, pardon, și sculpturi prezentă pe simeza sării multimedia nu reprezintă altceva decât relația personală a fiecărui artist cu Dumnezeu. O relație personală pe care o împărtășesc spre a ne bucura și noi de credința și harul cu care au fost înzestrați prin de Dumnezeu, astfel încât să putem și noi să ne bucurăm de această credință în formă și culoare. Am citat cuvântul colegului meu, Marian Antonio, pentru a prezenta cei doi artiști, pentru o introspecție privind forma și culoarea în care se găsește credința pe simeza serii multimedia. Mulțumesc și un bun găsit și din partea mea în sala generoasă a multimedia a Muzeului Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Credință și spiritualitate în formă și culoare, iată o expoziție de artă sacră care, practic, prin alternanță, reunește două expoziții personale, a profesorului Iulian Silviu Crăciun și a domnului Mircea Scântei. Creația domnului profesor Iulian Silviu Crăciun este a icoanelor pe sticlă, o relație, așa cum de altfel s-a și vorbit, o relație spirituală cu Dumnezeu, o relație spirituală și cu o viziune personală asupra lumii satului, atât în creația expusă astăzi în sala Arta, în icoana pe sticlă, cât și în diversitatea tablourilor naturi statice și peisaje, mai ales în ulei pe pânză, pe care profesorul Iulian Silviu Crăciun le-a realizat de-a lungul activității sale artistice. Cu o activitate didactică bogată la catedră, profesorul Iulian Silviu Crăciun este absolventul Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Săniloae din Iași, secția restaurare, secția artă sacră, restaurare carte și a unui masterat tot în arta sacră și a patrimoniului cultural, fiind specialist în acest domeniu. Își îndreaptă atenția și își călăuzește sufletul și întreaga trăire interioară asupra acestor relații legate și de, așa cum de altfel s-a mai spus că icoana pe sticlă este o ilustrare a meșterilor iconari care și-au o trăirea în literatura populară, o creație dar altfel trecută printr-o prismă personală a profesorului Iulian Crăciun, o relevare, practic, a imaginii nevăzute a lui Dumnezeu și a lumii sfinților, în care Dumnezeu devine un om pe pământ cu un chip plajin, îl ajută pe țăranul român în muncile sale agricole sau în gospodărie, îi protejează casa prin sfinții pe care îi relevă creația și icoana pe sticlă.
Icoana pe sticlă și are originea în Transilvania, de la jumătatea secolului XVIII-lea, dar se împânzește, cum spuneam, în lumea statului românesc și va avea la bază acele izvoade, adică motive care vor fi folosite de meșteri iconar. În creația sa, profesorul se folosește de aceste motive, dar, cum spuneam, le va trece printr-un filtru propriu, în interpretarea atâta formelor. În cazul icoanei pe sticlă, poate știți că această tehnică este mai specială, se lucrează practic pe spate și, în propriu, spunem noi icoane pe sticlă, că ar trebui să le spunem sub sticlă, pentru că ceea ce noi, publicul, vedem este rezultatul unei munci migăloase care necesită atenție, pornind de la desen, care se realizează primul, adăugăm culoarea de la deschis către închis, de la detaliu întâi către pata mare cromatică. Și toate acestea, spuneam, într-o relație de spiritualitate, până la urmă, o legătură cu divinitatea și o încercare de a pătrunde prin aceste imagini în spiritul, de ce nu, și a sărbătorilor și a sărbătorii pascale. O să, urmărind succesiunea lucrărilor, o să descoperiți scene legate de viața lui Iisus Hristos, de Maica Domnului, dar și modul în care anumiți sfinți sunt zugrăviți, cum o să-l vedeți pe Sfântul Gheorghe, când tânăr, când bătrân, într-o luptă cu un balau, sau, cum spuneam, chipul divinității sub forma Sfântul Ilie, de exemplu, care trece și, într-un can înaripat, trece și binecuvântează ogorul lui Adam. Este o imagine blajină a divinității, ilustrată în aceste creații. Despre creația domnului Mircea Scântei, a fost rugat și domnul profesor Gheorghe Alupoaie să ne vorbească, dar din motive obiective, dumnealui a trimis un cuvânt. Dați-mi voie să parcurg acest cuvânt a domnului profesor Gheorghe Alupoaie, care spune că Mircea Scântei e un tânăr cu inimă mare, pe care l-am cunoscut cu câțiva ani în urmă, când mi-a devenit vecin cu locul de muncă, aproape de atelierul meu de sculptură. El avea atunci, ca și acum, răspunderea pentru administrarea manualelor școlare pe tot județul, punate într-o magazie pe strada Delea. În acea curte se află și atelierul meu de sculptură, unde îmi consum timpul cu munca de creație. Inimosul Mircea Scântei încălca pragul atelierului, la început mai timid, apoi cu îndrăzneală și prietenie, fiind surprins de ceea ce descoperea cu privirea. Ceea ce descoperea devenea în scurt timp subiect de interes. Și, după o vreme, vizita lui urmărea să afle secretele din domeniul creației în volum, mai cu seamă despre părerea mea privind obiectul cioplit în lemn de el, figurând un element din rândul celor închinate cultului creștin ortodox. Mărturisesc că am fost plăcut impresionat de aceste încercări. Mi-am canalizat informațiile către el pe direcția încurajării de a amplifica demersurile, pe direcția însușirii deprinderilor practice de ciopire, cât și în aprofundarea semnificațiilor tuturor detaliilor ce compun obiectele de cult care intră în conul vizual. În etape relativ scurte, Mircea Scântei mă surprindea cu deosebirea multor lucruri legate logic de ciopirea lemnului. Așa se face că a dat atenție esenței lemnoase care se pretează la ciopirea fibrelor fără așchiere. Nu numai pe lungime, dar și transversal, așa cum se comportă nucul, cireșul, paltinul sau alte esențe. Destul de repede a venit și preocuparea pentru a specula culoarea naturală a lemnului. Era de așteptat că va veni și preocuparea de a dirija culoarea cu ajutorul diferitelor lacuri, mai diluate sau mai concentrate,
evitând strălucirea excesivă. Având deja o experiență în cioplire, Mircea nu mai era acel începător cu ceva timp în urmă. A devenit deja stăpân pe compunerea detaliilor specifice, pe proporții, pe finețea tăieturilor de daltă și cu totul remarcabil, pe însușirea și respectarea proporțiilor corpului uman. Atenția deosebită acordată redării figurii umane, nu oricum, ci respectând canoanele stabilite în obținerea expresiei de sute de ani pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Obiectele de lemn cioplite de Mircea Scântei emană în ochii privitorului acea strălucire a sfințeniei pe care o resimte el ca autor atunci când lucrează. Aceste obiecte de cult sunt proiectate astfel încât să poată fi agățate pe perete sau să stea vertical, având o talpă atașată în acest scop. Unele obiecte sunt sculptate pe ambele fețe, îmbogățite cu multe ornamente și nu inventate, ci respectând specificul bizantin și cel al iconografiei creștin-ortodoxe românești. I-am surprins lui Mircea Scântei lumina izbânzii în creația sa. Ceea ce face el poartă amprenta creațiilor plastice închinate cultului creștin-ortodox pe care îl regăsim în lăcașele noastre sfinte, dar obligatoriu în aceste obiecte se imprimă și o parte a sufletului celui care le-a făurit. Surprinzător pentru mine e și faptul că el, Mircea Scântei, și-a făurit și dălțile specifice efectelor pe care vrea să le obțină prin cioplire. Munca sa, depusă de el, este efectul supunerii propriei sale ființe, a efortului îndelungat, lăsându-se inundat pe un ocean de răbdare. El își educă voința prin răbdare. Cred că aceste două trăsături ale caracterului său, voință și răbdare, îl fac să rămână același suflet senin, binevoitor, cu note de înțelepciune care îi pune în lumină modestia, acea trăsătură ce îi caracterizează pe tot cei care creează. Profesor Gheorghe Alucoae Vascui, 5, adică ieri. Mulțumesc! M-ați ascultat și într-o ordine în care doriți să interveniți? Domnul profesor Iulian Silviu Crăciun. S-aude foarte bine, nu trebuie din microfon. Cred că mă auziți, nu? Mă auziți, da? Foarte frumos. Deci, ce aș vrea să vă spun, icoana pe sticlă a apărut în Transilvania, Nicola. Prima icoană a fost pictată de pictorul, de preotul Luca din Niclod, 1681. Și aceasta a fost cumpărată de un anume Ion Cupșa și donată bisericii Nicola. În 1699 această icoană a lăcrimat, ceea ce a determinat pe creștini să meargă să vadă minune. Și acest lucru i-a determinat pe meșterii populari de la Nicola să realizeze în stil naiv icoane pe sticlă. Icoanele erau micuțe, dacă vă uitați în registru din spate, o să vedeți niște icoane mici. Cam așa erau în format cele din spatele dumneavoastră, în patru. Acolo vedem niște scene, o să le vă dau voie să le descifrați și în momentul când o să înțelegeți, o să vă explic. Deci, în primul rând, astăzi este Joia Mare la catolici, duminică sunt Floriile, o sărbătoare care cu toții o așteptăm cu dragoste. Ce vreau să vă spun, în aceste momente deosebite aș vrea să, în primul rând, să ne aducem aminte de niște oameni care au fost printre noi la acest muzeu, Ion Mancaș, dacă își mai aduc aminte colegii, doamna Doina Rotaru,
Costi Cadion, un mare artist, de la el am învățat multe. Eu înainte de a face facultatea de teologie, restaurare, conservare, ca să știți dumneavoastră, îi expuneam aici, asta așa, ca să rămână între noi. Multe lucruri am învățat, trebuie să le mulțumesc profesorilor de acolo, de la teologie. Vreau să mulțumesc tuturor care ați pus această expoziție, v-ați chinuit să iasă ceva frumos. Chiar am apreciat faptul că dumneavoastră aveți un simț deosebit. Vreau să mulțumesc conducerii muzeului, domnului Marian Antoniu, pentru frumoasa prelegere. Așa e în viață, oamenii se întâlnește de-al cu de-al, dar pe un com, ce să vă zic. Și vă doresc sărbători fericite, un Paște fericit, post ușor, cine mai ține, și să ne vedem sănătoși și promit solemn, dacă la anul vreau să fac o expoziție pe școli, adică Nicola, Iernuțeni, Mărginimea Sibiului, icoane Păgăraș, icoane din Banat. Vă mulțumesc, sper că nu v-am plictisit, mie nu-mi place să vorbesc prea mult, că așa e la liceu. Mulțumesc domnilor director, doamne inspector general, la toți. Să fiți sănătoși și Paște fericit! Domnul Mircea Sfântei. Bună ziua! Mă numesc Sfântei Mircea, autorul la icoanelor felem și crucilor. Îi mulțumesc foarte frumos pentru conducerea de la Muzeul Județean Vaslui. Mulțumesc domnului protopop printre Adrian Chervazu. Prietenii, colegilor mei de la Inspectoratul Școlar pentru prezența la... Am foarte mari emoții. Normal. Este prima mea expoziție. Mi-am descoperit talentul acum 10 ani. Exact ce spunea și domnul profesor Gheorghe Alipoaie. Dar m-a încurajat foarte mult. Și acum se vede rezultatul care... Sigur. Care e... Da. În timp, da. Și am foarte mari emoții și vă mulțumesc că sunteți prezenți la această expoziție. Dacă noi din obișnuință, de școlicul meu Marian, ne pricepem la vorbe, Dumnezeu ne-a hărăzit să fermecăm prin vorbe, să sfătuim prin vorbe, artiștii ne fermecă sufletul și ne incită, se exprimă cel mai bine, își exteriorizează sentimentele prin formă și culoare. Așadar, expoziția pe care o deschidem astăzi și pe care al care verisajul încheiem, poate din acest moment, credință și spiritualitate în formă și culoare, ne împinge pe fiecare dintre noi la abstinență, la post, la rugăciune, la căutarea sufletului în propria ființă, în propria carnație și, bineînțeles, la o legătură personală cu Dumnezeu. În fiecare dintre noi există un Dumnezeu. Mulțumim pentru prezență, sărbători cu bine și Doamne ajută!